întrebare asta foarte importantă, că sistemul psihic reprezintă totalitatea proceselor mentale și emoționale care apar în mintea și în viața interioară a unei persoane. Adică a oricărui dintre noi. Aceste procese, adică, includ o varietate de aspecte, cum ar fi gândirea, care le-am anunțat mai în în imaginea care v-am arătat-o înainte. Percepția, emoțiile, conștiința, memoria, motivația, voința, comportamentul, caracterul și tot așa mai departe. Există mai multe teorii, de, sau ex, există până în prezent, au existat și există mai multe teorii care încearcă să explice sistemul psihic uman. Unul dintre cele mai cunoscute modele de prezentare a sistemului psihic uman este cel care au căpătat o, să spunem așa, o, nu doar cu recunoaștere, ci o popularitate mai mare este a lui Sigmund Freud, care în psihicuman de psihic uman în trei, compo trei, componente și nu întâmplător. Noi am vorbit despre ele deja. Oarecum altfel. Idul sau ID-ul, mai spunem așa, egoul și supra-ego-ul. Idul reprezintă dorințele și impulsurile primare. Egoul acționează ca o instanță de mediere între dorințele idului și realitatea exterioară. Iar supra, super egoul este responsabil pentru conștiința morală și judecățile de valoare. Mai sunt și alte modele, dar nu aici modele de prezentare sistemului psihic-uman care includ și sau care se axează mai mult pe procesele cognitive, altele se concentrează mai mult pe comportamente sau pe prelucrarea uh, informațiilor, dar cel mai simplu și cel mai cunoscut și cel mai ușor de înțeles pentru uh, cei care nu sunt psihologi este cel prezentat de uh, Sigmund Freud. Cu toate acestea, sistemul psihomanist este foarte complex. Și interacțiunile dintre diferite, diferitele sale componente sunt uh, subiect de studiu în psihologie și în alte domenii conexe, uh, în alte domenii de cercetare uh, în care se cercetează activitatea umană. Înțelegerea sistemului psihic-uman poate ajuta la explicarea comportamentului și a experiențelor umane, umane și poate fi util în cele mai diferite tehnici, procedei terapeutice și metode de îmbunătățire a, a bunăstării noastre fizice. Dacă spunem fizice, atunci spunem și, și mentale în același timp, ca să fie psihofizica în, înfăptuită. Adică și psiho și fizice. Poate să trebuie să vă spun că ceea ce numim noi psihologie ca știință, ea se încăpățânează, să spunem așa, să existe în lumea academică, chiar dacă la bază nu are nicio dovadă științifică despre tot ce vorbim noi acum. Vă dați seama? Adică de, psihologia de astăzi s-a -o, s-a uh, adunat sub ea o serie întreagă de teorii, concepții, idei, despre ceea ce ar însemna sistemul psihic uman și omul în întregime și legăturile, conexiunile dintre diferite sisteme și mecanismele psihicului uman și cu toate acestea psihologia nu reușește reușit să îndepărteze măcar o boală psihică sau o tulburare psihică de pe fața globului. Din potrivă, descoperi din ce în ce mai multe, dar cele care era deja cunoscute nu au apucat încă să trateze sau să găsească un mecanism sau un instrument valabil, general valabil, prin care să înlăturăm, de exemplu, depresia. Înțelegeți? Adică ea ca știință există ca o sumedenie, ca o adunare de teorii, concepții, unele sunt preconcepții chiar, dogme, obiecte de cercetare, teorii, supoziții, ce știu eu acolo, teze, teoreme, dar nu are la bază, toate este la un loc, n-au nicio bază palpabilă științifică, așa cum e în fizică. Înțelegeți cum? de -aia, psihologia ia cum este și știință. Și nu. Pentru că dovezile ei nu sunt uh, mecaniciste ca în fizică, ci sunt probabilistice. Legitățile psihologice, sau legitățile mecanismului psihologice sunt probabilistice, nu ca în fizică. De câte ori aruncăm o greutate, ea va cade cu o anumită viteză fix în același loc. Dacă locul din care îi dăm drumul este unul și același, cu aceeași viteză, de fiecare dată în același loc. De zeci de mii de ori experimentăm și de zeci de mii de ori bila va cade în același loc. Asta este o lege mecanicistă. Nu se schimbă. Deși dacă o să aruncăm același bilă de 10.000 de ori, este posibil că din diferite motive nu știm care, cercetat încă, nici prin cap nu ne trece, de trei ori să cadă în locuri diferite. Să cadă cu 5 cm mai încolo, cu 5 cm mai încolo sau în altă parte. Și pentru că vor fi numai de 5 ori din 10.000 de ori, vom spune, nu, au fost ale. a fost o întâmplare, a fost ceva. Dar dacă repetăm încă 10.000 de ori, o să mai dobândim încă 5. Încă 5 cazuri. Și vor fi deja 10 cazuri. Și asta va fi o altă lege fizică pe care încă nu o cunoaștem dar vom spune că asta este lege dacă aruncăm bilă de aici, va cade acolo și așa va fi de 10.000 de ori dar la 10.000 de ori, 5 ori vor cade diferite și dacă vom arunca încă de 10.000 de ori, vor apare 10 cazuri și încă de 10.000 vor apare 15 cazuri în care bila nu cade în același loc și asta va fi tot o lege dar nu știm nu putem cerceta, nu putem da seama și din cauza asta tindem în știință să o ignorăm. Sau să spunem, domnule, e ceva accidental, ceva nu înțelegem. Contează că din 10.000 de ori, de cele mai multe ori, sau din majoritatea absolută a datelor, cade acolo. Și asta o luăm ca pe o lege. Ei, în psihologie lucrurile nu stau așa. De, foarte mulți oameni care cu adevărat studiază psihologia rămân uimiți cum totuși în psihologie este știință, adică academică, se studiază, dar în ea, probabil, adică dovezile reale, palpabile, științifice, sunt tot, atât, tot atâtea ca în numerologie. Și totuși numerologia nu este o știință academică doar dintr-un simplu motiv, că nimeni nu s-a apucat să o studieze. Că dacă s-ar fi să a apucat să o studieze, ar fi descoperit legități dar pentru că nimeni nu a studiat-o, pentru că există așa o idee că nu are cum să fie asta vreun, un adevăr, că este așa o credință, că este nu știu ce, deși la nivelele cele mai înalte se folosesc din numerologie ca știință. Și apropo, numerologia poate da prognoze mult mai clare despre un om la nivel de... orice știință trebuie să aibă componenta sa prognostică, adică altfel de ce mai studiem? Trebuie să... O știință trebuie să ne spună, băi, uite, în data de cutarea să vină un cutremur. Vă spune asta geofizică? Nu.